Locuința în care a văzut lumina zilei Petrică Moțu Stoian se află la capătul izbernei, fără asfalt la poartă. Este ultima din sat, situată pe deal. Deși rudele recretatului cântăreț s-ar fi putut îngriji de casă în continuare, aceștia au preferat să închidă totul. Petrica a fost ultima dată de Paște, a stat câteva zile pe aici, a făcut parastasul părinților, a împărțit de aici și apoi a plecat la Oțelul Roșu la un alt parastas al nepotului dinspre soră. Era bine pe atunci, a declarat vecina Lia, o femeie care a copilărit alături de Petrică Moțu Stoian. De atunci, cei care s-au ocupat de casa părintească a solistului sunt nepoții lui. Ei au venit pe aici, au închis tot. Au un birt în centru, aici în Izverna. Nu i-am văzut de multă vreme pe aici, dar se ajunge greu până sus și nu are de ce să vină, a mai dezvăluit localnica. A pus copaci, a pus căpșuni, e adevărat, nu era cel care se ocupa de ele, dar a avut grijă de loc. Petrică iubea locul acesta, de aceea a și venit aici. Când voia să se relaxeze, dătea o fugă pe aici. I-a dus și prietenii lui pe aici, se distrau, se relaxau. Cine credeți că o să mai aibă grijă de casă? Păi, nepoții au treabă cu birtul din sat, nu cred că or să stea să îngrijească casa. Încet, încet se va strica, mai ales dacă nu se va da drumul la căldură peste iarnă. Aici, iernile sunt grele și lungi și e frictare, se va strica fără să fie locuită casa. Primăvara nu va fi o problemă, vara nici atât, că vor veni probabil să aibă grijă de livadă de căpșuni, dar nu va mai sta nimeni din ce am înțeles în casa lui, a zis vecina Lia. Dacă vreți să vedeți mai multe imagini și să auziți mai multe detalii despre acest subiect, eu vă invit să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțelul de notificare.